Vorbim puțin despre acest drum care e, înțeleg bine, centura ocolitoare a satului Cordun. Da, am reușit într-un final să mă apropii cu lucrările la acest obiectiv important pentru satul Cordun. E o investiție, din punctul meu de vedere, de maximă importanță pentru satul Cordun, întrucât în 2 minute acum, la ora actuală, reușim să ocolim întreaga comunitate și disconfortul și efectiv disconfortul tonajului greu să nu mai fie o povară pentru cei care locuiesc pe zona centrală a comunei. Am reușit, cum am spus, m-am chinuit foarte mult și cu terenul pe care este amplasat această variantă ocolitoare cu utilitățile pe care le am aici în zonă, că am trebuit să reloc o parte din aceste utilități. Este un obiectiv important pentru satul Cordun și pentru dezvoltarea comunei Cordun, pe care în perioada imediat următoare o să o finalizăm. Scopul meu final este ca zona de dezvoltare economică să nu intre în contradicții cu zona rezidențială. Aici, zona asta, ce am pe Intravilan, vreau să o dezvolt în sensul în care vreau să fac o mică zonă industrială, o mică zonă economică pentru investiții mici.